Mulțumesc. Vă aștept aici, domnul. Sunt prostul ăsta de telefon, știi? Este gata. Astăzi vă trebuie multe, multe elemente care vă vor face plăcere. O reîntâlnire cu domnișoara Elena Cristina Cristea. Cristinel, cum va apărea cât de repede pe coperta unui compact disc pe care îl va face Casa Radio. Astăzi o premieră absolută și, desigur, încă o piesă care să se lipească de sufletul domnilor voastre. Fiindcă nebuneala face bine oamenilor serioși, nu va lipsi nici astăzi la cererea generală a unui singur telefon pe care l-am primit, Mapeț 06. Vom vorbi despre bogomania lumii, dar într-o formulă care să nu vă crispeze prea tare. Din Olanda, special pentru dumneavoastră, cu două compact discuri sub braț, nu uitați absolut de cel puțin de Franța. Constantin Carp Kramer, îi spunem la mulți ani de acum, din ziua domniei sale, a ținut neapărat să onoreze prietenia cu Radio Ieșan prin noi imprimări pe care le aducem din Olanda pentru salut. Noi și, în primul rând, pentru dumneavoastră. Eu sunt studio la Radio Ieșan. Mai întâlnesc și un președinte, imediat. Președinte, azi președintele asociației Prieteni Pescari, ceva după buletinul de știri de la ora 17. Și nu va lipsi, iar și ca un eveniment absolut, anunțul unui festival reluat la Dorohoi de o doamnă care am înțeles că depășește cu ceva 40 de kilograme, dar are mai mult de 21 de grame de suflet, ceea ce contează în această lume. Bine, acum mai pot vorbi, lasă. Ne vom întâlni deci cu doamna. Da, într-un încep. Ne va să-l învia. Dar nu ați învia când am fost. Nu mai să nu ne filmeze pe crepe. În studio se aude muzica? Exact, tot se aude. Numai în momentul când dau eu cale să tai în muzica. De unde? E secretă la sărut vinele, bine ați revenit în această cabină la aceste microfoane. Bine v-am regăsit. Deci, alături de domniile voastre se află acum Elena Cristina Cristea, într-o numărătoare inversă, cât ne mai desparte până la lansarea compact discului? O lună. O lună. A rămas același titlu? Da, da, lumea mea. Lumea mea și acolo, spre deosebire de noi, va apărea numai un nume, nu? Al interpretei, Cristinel. Un pseudonim, nu chiar pseudonim, fiindcă de la Cristina, Cristinel, un diminutiv mai mult. Da. Un compact disc care va cuprinde cam câte piese? 12 piese, vor fi stiluri diferite. Uh-huh. Sunt trei compozitori care, nu, mă scuzați, patru compozitori. Care au colaborat cu mine. E așa un fel de poker muzical, nu? Da. La patru capete. Da. Cine să-i și numim pe compozitor?
piesa care va deschide albumul, se intitulează Latino în pas de 2, este compusă de un compozitor din Vaslui, Dumitru Jijin. Bun. Unu, la capătul ăla, la nord de acum, cine se află? La... Pe urmă va fi o piesă numită O dragoste perfectă, compusă de Eugen Berta din Omeș. Deci al doilea compozitor, și nu întâmplător, aș spune că este unul dintre compozitorii care au lansat mari personalități în muzica ușoară românească și care, la o vârstă care trebuie admirată, încă este prolific, încă oferă șanse de îmbogățire de repertoriu pentru tinerii interpreți. Deci avem sudul, avem nordul, este vest, ce avem? Noi avem compozitor. Dan Ștefănică, o piesă Aveam nevoie de iubire. Piesa este mai veche. El fiind un tezaurizator de, da, de iubire muzicală. Piesa, da, a fost orchestrată de domnul Ionel Tudor, cu textul aparținând doamnei Andreea Andrei. Și un alt compozitor, Claudiu Bulete. Da. O piesă compusă de dânsul, Aripi de Înger. Uh-huh. Este un stil modern, house. Da, Claudiu Bulete, pe care noi ne-am bucurat să-l mai avem musafir, interesat în emisiunile noastre, el fiind și unul dintre fondatorii casei de producție Venus Media de la Vaslui. Aripi de Înger, mie îmi place titlul. Mai ales că e într-o zonă în care se creează o stare de grație. Și ce gen? E o piesă house. O piesă house. După ce s-a încheiat, deja ea se află în matriță, este deja pregătită pentru a fi imprimată pe compact disc. Elena Cristina Crista, ca ascultătoare, ce părere are despre aceste aripi de înger? Deci, în primul rând, pentru mine este un stil nou, pentru că eu nu am mai cântat până acum o piesă house. Și, într-adevăr, îmi place cum am interpretat-o. Sper să placă și radioascultătorilor. Bine, atunci, într-o dublă care sperăm să fie și de succes, compozitor Claudiu Bulete și textier totodată, da? Și în interpretarea celei care diminutival va apărea pe în maxim o lună la casa de producție a radioului public, Elena Cristina Crista, Aripi de Înger. Claudiu Bulete acum se află la Craiova, am înțeles, nu știu dacă a putut să ne asculte, dacă e în direct, dacă măcar prin net, dacă ne urmărește, salut Claudiu, succes pe mai departe și cu piese și cu interpreți care să răspundă ideii de a putea să promovăm o muzică de bună calitate. Și fiindcă vorbeam de un compozitor cu state vechi în muzica ușoară românească, zic o fericită întâlnire pe care, da, iată că a avut-o Cristinel. Avem și o piesă cu el, nu? Da, această întâlnire s-a produs cu ceva ani. Da, majoritatea pieselor, da, sunt... primul meu album sunt compuse de domnul John Berta. Și mulțumesc pentru sprijin. Dar în același timp vă mulțumesc și noastră pentru invitare și pentru încrederea pe care mi-o acordați. E un radio public, un radio care caută întotdeauna să descopere cu o clipă înaintea chiar a caselor de discuri valorile. Și am înțeles totuși că aici a fost și o mică stratagemă în această compoziție, fiindcă ea până la urmă a fost refabricată unde, cum?
secrete. Da, piesa practic, acum să vă spun un secret. Mm-hmm. E secret. Mm-hmm. Spune-l în șoaptă, deci să nu ascunde toată. Deci această melodie Nu suntem singuri, este prima mea piesă cu care am debutat eu în muzică. Mm-hmm. Ceea ce înseamnă că da, a fost... Da, nu intrăm în capitolul ăla. Deci piesa este reorchestrată de domnul Andrei Cherește și înregistrată la studioul domnului Jolt Cherește la București. Deci dacă vorbim de aur, de valoarea aurului prin carate, iată că piesa deja are mai multe carate. De fapt, toate piesele de pe album, sau aproape toate piesele, sunt înregistrate la domnul Jolt Cherește în studio. De asemenea, această piesă a fost difuzată la Radio România Actualități. E bun, dacă s-ai noștri nu ne la concurență, e bine, e bine. Dar... N-a fost niciodată difuzată la Radio Iași. Poate fi considerată tot o premieră. Da, fiindcă sută în sută că va fi greu să ne mai întâlnim totuși drumul de la Roman, Roman București, Roman în alte direcții pe care le ai, nu ne vom mai întâlni până la lansarea propriu-zisă, când va fi și unde? Deci lansarea, sper să se întâmple acest lucru în prima săptămână din luna mai. Așa. Locația încă nu a fost aleasă, în orice caz o să anunț acest lucru. București? Va fi la București, dar sigur, nu la capitală, domnule, nu. Nu știu încă locația. Da. Vreau să vă mai precizez ceva. Deci cu această piesă Nu suntem siguri. Am fost invitată pe un album care a fost lansat sâmbăta trecută de către o casă de producție din Onești. O casă importantă, da. Să nu uităm, mai ales acolo avem și un foarte bun prieten. Nu pot să spun numele casă de producție. Dar de ce? Care e problema? Da, e voie. Azi deci e voie. Electrostar. Da. Electrostar. Producător fiind domnul Eugen Ungureanu. Pe care îl salutăm, salut Eugen, succese mare și la casa de producție Electrostar și în emisiunile TV și, de ce nu, și în colaborarea cu Radio Iași pe mai departe. Da. Deci a apărut această piesă și încă o piesă care se numește Latino în bază de care a fost difuzată de radio. Samba, nu? Da, Samba. Da. Ce să spun eu, Cristina? Eu simt pumnii. Țin pumnii pe butoane, pentru a putea asculta și reasculta multe dintre piesele de pe acest compact disc, chiar dacă ele sunt puse în ordine de la 1 la 12, ascultătorii, publicul va hotărâ ordinea reală, ordinea de preferință pentru aceste piese. Și, înainte de a ne despărți, cadoul pentru toți cei care azi mai ploua sau mai puțin plouați vor să se bucure în relația cu Radio Iași. Ce le propui? Ce cadou le faci? Deci Nu suntem singuri. Piesa compusă de Eugen Berta cu textul Elenei Anghelescu. Vreau să fie ca domnului Berta. Vreau să vă mulțumesc pentru invitație și... Și nu suntem singuri, nu suntem singuri. Să rămân, să vorbim. Ia să facem acum un calcul. De ce, să câte minute are? 4?